Să ne spuneți, ați venit pe jos de la Cluj. Da, am venit pe jos de la Cluj. Câți kilometri, cum a fost? Cam 450 de kilometri. A fost în regulă, deci am reușit să parcurgem distanța, ne-am propus niște obiective intermediare, deci am împărțit traseul în 11 etape. Astăzi suntem pe ultimul tronson. Ce sperați să schimbați? Deci, în primul rând, noi ne-am adresat celor care protestează. Deci, noi am vrut să, prin gestul nostru, să-i mobilizăm să iasă în stradă, să-și ceară drepturile. Ce vrem? Vrem exact ce vrea toată țara. Vrem o altfel de politică, o altfel de conducere, mult mai mai puțin interesată pentru interesele lor proprii, mai mult pentru cele ale populației. În primele două zile am fost pe compropriu, în zilele următoare am primit tot ajutorul de la cei care ne-au întâmpinat. Deci de la Mureș întoarce, practic, am găsit gazde, am plecat 5 din Cluj, am ajuns 18 aici.